lăsați în comentarii dacă voi ați avea cum să săriți de aici. Astăzi, fraților, am venit la High Bike Kido pentru că vreau să facem cel mai interesant vlog. Sunt alături de Vâr, Deni, Robinet, Ioana, Cristi și Vlad Munteanu. Momentan parcul este încă deschis și ce nu știu ei este că noi vrem să stăm aici peste noapte. Sper să nu ne prindă prea repede, să ne dea afară. Este 9:36 de minute, parcul se închide în 25 de minute. Ne mai jucăm puțin până se închide parcul, după aceea ne ascundem și vom ieși din ascunzători să vedem ce putem să facem peste noapte într-un parc cu trambuline. Prima chestie pe care o jucăm până să se închide parcul, suntem la această cursă de cai și va trebui să aruncăm bile ca să avansăm, să vedem cine câștigă. Haideți, băieți, câștigătorul va lua 100 de lei. Hai să vedem. Haide! Bam! Spar, 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 spar! Spar. Nu! No! A câștigat 3, Cristi! Ai câștigat deja 100 de lei! Frumos! Hai să ne mai jucăm ceva! Am venit și la box și acum cine dă cel mai mare punctaj va lua 200 de lei, fraților! Începem de la Deni! Haide, Deni! Haide, Deni! Haide, mă, dă-i! Deni! 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 Bine! Bine, Deni! Să știi să nu o supărați niciodată pe Deni. E mică, dar e periculoasă. Eu o să dau mai puțin decât Ioana, Deni. Ioana! 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 Nu Ioana, faceți Ioana, nimic! Ioana, 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 Ioana! Înainte să dau, să știți că eu sunt un om foarte calm, dar nu instig la violență, așa că probabil că o să dau foarte puțin. Deci, la ceva ce te enervează, te-a vorbit unul cu tine. Ioana! Ioana! Boom! Boom! 400! Acum o să dau eu, fraților, pentru că eu sunt convins că o să dau cel mai puțin dintre băieți, că uitați-vă la mine, spaghetă aici, e bun. Hai să vedem. Hai, galeria, hai, galeria! Gabi! 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 720, aproape am bătut pe Ioana, adică... E ok, eu te iubesc și așa. Cine vrea să dea următorul? Hai zbâr! Hai, voi dau din fugă? Dă-i cum vrei tu. Bine. M-a rupt, ești nebun, m-a rupt. Omul meu a dat jump. Nu știu cum poate concura cineva cu asta, dar hai. Hai Vlad, rupe-i. 913. Eu dau acum. Să facem pariu care de mai tare, Vlad sau Cristi. Eu zic că Cristi că e mai nervos. Acum. Cristi o să dea mai mult pentru că e al doilea și o să vrea să dea mai mult decât mine. Hai de Cristi. Dă-mi mine, Cristi. Wow! 913? Mare! Mare! Frate. Vlad e fratele mai mare la 5 minute, da? Deci la un punct, la voi, da? 5 minute? Hai, frate! Haide băiatul, 200 de lei. Să-ți ieși tu niște adidași că ai venit în șlap la filmare. Să mă bată toată. Frumos! Deni și Ioana au intrat în cabina asta de Vocea României. Ești nebun și vor să recânte Backstreet Boys. You are my fire, the one desire. Believe. Hai să mergem să facem altceva. Hai, noi plecăm. Stai așa. Baftă, fetelor, noi mergem să ne facem treaba în altă parte. Hai. Am venit cu Cristi la basket. Să ne facem scor mai mare. Hai de un. Dacă mă bate, dau 1 milion. Hai de un. 31 la 47. A ieșit Giordano din mine. Păi te-ai încălzat în Jordan, da. Hai, ia 1 milion. Ai făcut 2 milioane, ai zis 2 milioane. Am început și m-a zgărit de 4 milioane. Bă, ești de bun. Îmi place rău la filmări. Hai să continuăm. Fraților, este 10 fără 2 minute, o să închid aici oamenii și noi trebuie să ne ascundem foarte repede. Unde ne ascundem? Unde ne ascundem? Hai să ascundem acolo, ne pucăm la te ascunzi tu? Păi bine, du-te tu acolo, ascunde-te, că nu că avem toți. Da, nu toți în același. Te ascunzi doar tu aici? Ei, vrei să vin cu tine? Bine, hai. Ok, deci voi vă ascundeți aici, da?
Bun, noi unde mergem? Eu m-aș duce la tot ăsta, s-a ascuns după, bă, o ascunzătoare bună, mă. Eu zic să mergem la trambuline. La trambuline? Da. Eu zic că e combinație la trambuline. Unde te bagi, mă? Bă, n-ai voie pe acolo, mă, bă, nu te, bă. Da, cine o să mă oprească, sincer? Robinetul se ascunde în foam pit și noi trei ne ascundem în baie, ca băieții sau? Hai la baie, ca băieți. Bă, unde mă? Și sare aici, sare aici, nu. Gata, hai, hai să mergem și noi altundeva. S-a făcut dispărut. Am găsit toaca, da. Hai la baie. Hai la baie. În baie sau unde se merge? Ne vezi vreo în un loc? Nu cred că verifică nimeni la baie. Și eu stă azi. De security. Baie roz, să mă vadă tata dacă mă mint. Hai să ne ascundem. Sunt trei cabine, ce facem? Intrăm toți într-una. Cea mai bună idee. În care? Trebuie să nu fie ceva. Bă, așa. Nu o să fie nimeni aici. Bă, pleacă de acolo. Trebuie să facem niște. Acum trebuie să mai așteptăm cât până pleacă toată lumea. Dacă ne caută cineva, o să vadă trei perechi de picioare. 6 picioare direct. Vezi dacă ni se văd picioarele. Se văd? Da. E cineva? Se va stă aici? În timp ce noi eram ascunși, tot parcul s-a închis, după cum vedeți, toate aparatele de arcade s-au închis, toți angajații au plecat acasă, toată lumea a plecat acasă, a rămas parcul gol și nesupravegheat. Băi, suntem de ceva timp în baia asta și nu știu ce s-a întâmplat, am auzit mai multă mișcare așa, dar s-a făcut liniște de la un timp. Hai să sun pe zbâr să văd ce face, că el era mai în parc așa. L-a prins cineva. De altă dată ne-am plictisit aici. Bă, ce faci, mă? Ce faci, mă? Bă, de la bunile că au închis ăștia tot, nu mai e nimeni. Au închis tot? Da, mă, suntem la trambuline de la aici. De ce nu le-a schimbat, mă, mai devreme? Păi da, și când am câmpit, am început unde te-ai băgat, că mai... Noi suntem toți trei într-o cabină de baie, hai să mă, și noi. Hai și noi. Aoleo, haideți, mă. Bine că erau la trambuline și noi eram închiși trei într-o baie, e bun. Ce bine că n-a folosit niciunul baia, hai că da. Am venit cu toții la foam pit, fraților, să facem o bătălie nebună. Bă! Păi, nebunule, s-a chiar mă întrebam unde-i robinet. Ce faci, mă, telefonul. Monstru din Loch Ness. Trebuie să facem o bătălie aici, fraților. Să vedem cine câștigă, o să ia 100 de lei, haideți. Prima bătălie, fraților, Vlad Munteanu versus robinet, haideți. Bă, dar nu știu cum să te pognesc, că-ți dau rău de tot. Hai să facem. Bă, nu vrei să te dai de acolo? Ba da, ba da. Trebuie să stai tare, doar trebuie să simți echilibru. Timpul bătăliei cuplurilor. Acum Deni și Zbâr își vor arunca ura. Hai, Deni, lovește! Hai, Zbâr! Dă-i la fund, dă-i la fund! A căzut singură, s-a autosabotat. Acum mă bat eu cu Ioana, fraților. Hai, Ioana, ești pregătită? Hai! Hai, Ioana, din stângă! Hai, colțul din stânga este Ioana, colțul din dreapta este Gami, care pare nesigur să lasă un pic mai jos. Haide, Gami, lovește mura perversă din spatele curții! Lovește! Dar Ioana se ține bine pe picioare! Gami presează și Ioana cade! Cum bătălia pe care a așteptat-o toată lumea, Vlad versus Cristi! Eu te bag cu ăsta. Ce vorbești, mă? Bă, dar cald e ăsta, mă. Haide! Hai, Vlad versus Cristi! Haide, haide, galerine! Bine, Cristi! Mulțimea sare! Fraților, acum sunt eu cu Zbâr și câștigătorul va fi cu Cristi, ca să stabilim câștigătorul oficial la categoria grea. Hai să vedem și... Haide! Opa, stai că... Oh, nu! Haide, oh, aproape egalitate! Asta a căzut și el? Da, a căzut după mine! A căzut după mine? Fuck! Acum, fraților, vedem cine este câștigătorul adevărat, Zbâr sau Cristi Munteanu. O luptă până la sânge, vreau să văd fără sânge, da? Ale! Oh. Bă, Cristi-l gândele! Bârnoaia, dă un backflip! Flip, hai, backflip! Dă un flip! Zbâr a câștigat 1 milion, fraților. Frumos. Haideți la următoarea probă. Fraților, suntem la trambulina asta mare, nu știu ce e, pe o pernă uriașă și o să facem un concurs de sărituri. Din nou, cine face cea mai tare săritură o să câștige 1 milion și fiecare de aici o să fie jurat. O să dăm note la fiecare săritură în parte. Cine vrea să înceapă? Niciun doritor? Tu ești doritor. Eu? Da. Adică aveți tip top. Fuck. Ok, deci regulile sunt de felul următor. Avem voie să sărim și de acolo și de acolo și pe aici putem să facem efectiv ce vrem, nu mai puțin decât să sărim în cap, pentru că am înțeles că e un risc de a-ți rupe capul, ceea ce nu ne dorim astăzi, coloana, chestii. Oh, bă, dar e cam sus de aici, ești nebun? Am de bonus dacă faci acolo. Maa, nu mai, mă las, nu vreau aici. Uai, ce fac cu aici? Nu, uite, sar de aici. Un punct mai. Haide!
Mamă, ce nebun, bine! Nu ne-a plăcut. Ai un punct de la Cristi și Cristi a dat la mișto. Două. Bă, oricum sunt banii mei, da? Hai următorul. Hai Ioana! 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 O numesc statul pe marginea căzii. Adică bravo, Ioana! Bravo, Ioana! Bravo, mi-a plăcut. Bă, puncte pentru ingeniozitate, da? Da, bravo, bravo. Da, da, curaj zero. Sunt fată, da? Hai, Deli! Eu vă dau un like, să înțeleg prin ce treci. Hai, Deli! Hai, Deli! Hai, Deli! Hai, Deli! Bine, așa am sărit și eu, bravo, Deli! Uite, și Cristi... Dar de ce Denia la mai multe puncte ca mine și a făcut exact aceeași? Pentru că te-ai împiedicat într-un spate. Da, mai mult toată lumea, îmi place. Wow, mamă! Nu-ți recomand! 1, 2, 3, 4! Bine! Voi să nu încercați asta acasă, copii, sau aici, la High by Kido, sau nicăieri, nu încercați asta, e foarte periculos. Oh, Cristi! Hai zbâr! Săritura triplu și rog! Bine! Mamă, stai că e rău! Mamă, era să-mi dau și nu! Frumos! Juriu zice like! Deci, cine a câștigat? Părerea mea că el! Și eu zic că Robi! Robi! Cei mai mulți bani până acum! Ia un milion! Stai că-ți transpira, cred că se lipește. Bine, Robi! Nu stai mai pe înapoi. Băi, mare noroc că l-avem pe Robinet aici, care a făcut alpinism, ești nebun la el, la Azuga acolo, s-a urcat cu ursul din pădure, pe munți, ești nebun? E echipa pe toți, mai puțin pe mine, că mie-mi e frică, vreți să vă mint? Și nu o să sar eu de acolo de sus, uitați-vă de unde o să sară nebunii ăștia. Băi, e nebunie, mă, e nebunie, na, aveți cum așa ceva? Nu vă mai dau niciun bani, că după aia ziceți că v-am instigat eu, poate, nu mai știu, nu mai zic. Hai să săriți, Doamne ajută, eu stau aici pe margine și râd de voi. Ce bine e să fii lași, e? Cara normală. Maa. Cheia este să nu te uiți în jos. Deci fiți atenți ce trebuie să facă Cristi. El trebuie să sară de acolo și să se prindă de bara aia. Dar momentan e cam aproape așa, așa că Vlad, te rog, fă tu cărțile. Ce ai făcut, mă? Opa! Bă, gata, mă, e opa! N-ajung nicio șansă. N-ajung până acolo. Nicio șansă. N-ajung boss până acolo. Trebuie să sari. N-ajung boss până acolo. Trebuie să sari. Sari! Gata. Se face mare farsă la Cristi, o să urlăm copo. Acum ce faci, ne crezi sau nu? Adică... Bă, pe mine mă cunoști de ani. Hai, ce pui! Bine! Victorie! Mama, n-aș fi avut-o pe o să fac asta în viața mea, ești nebun, deci pe bune. Următoarea care sare, fraților, este Ioana, care s-a legat de asta. Bă, eu n-am tupeu, mă jur. Da, eu nu vreau să mă apuc. Bravo, Ioana, hai. Eu vreau doar să sar. Haide, Ioana! Bravo, Ioana! Bine, Ioana! Cum să aibă tupul să sari de acolo, sunteți nebun la cap? Scrieți în comentarii dacă voiați avea tupul să săriți de aici. Și abonați-vă la canal înainte să sară Ioana, că dacă nu vă abonați, nu mai sare. Hai Ioana! Hai Ioana! Am crezut că nu mai avem pe Ioana, băieți. Bă, n-am forță în mâini, dar am sărit, deci... Bine! Am uitat să vă zic, foarte important, să nu vă puneți hamurile singuri când veniți aici la High by Kido, să nu faceți asta. Foarte important să vi le pună cineva angajat aici, să nu vi le puneți singur, nu contează unde ați fost voi la alpinism, nu contează. Noi suntem adulți, facem așa, dar voi când să nu faceți ce facem noi, da? Practic, nu o să ajut la el. Hai, să! Hai, de hai, de e la un metru. Nu-ți mai dă drumul. Hai. Dă-i drum. Au! Pare că te-a rupt pe picior. Au! Mai puțin mai între. Da, tot aici. Hai, cine e următorul?
Urmează robinet, fraților, la cea mai spectaculoasă săritură. Hai să-l vedem. Nu, 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 pentru ursul din Azuga, robinet. Eu mă dau de aici. Prinde-te cu picioarele, prinde-te cu picioarele. Și acum dă drumul la mâini și ține-te doar picioarele. Spider-Man! Nu pare o idee bună. Mamă, ce abdomen de invidiat. Dă-i drumul, dă-i drumul. Sunt luptător, nu? Ce s-a întâmplat? E că am înrășit la față. Dar mi-a dat jos cât. Vlad este ultimul, fraților, care trebuie să sară. Sper să reușească și el să ajungă jos. Hai, Vlad, ce se poate întâmpla? 3, 2, 1. Lasă-te într-o mână. Fă tracțiune. Hai, tracțiune. Tracțiune. Lasă-te într-o mână. Oh! Hai, bine. 3, 2, 1. Bine! Băi, Matea, luam foamea, fraților. Eu zic să vedem dacă găsim ceva de mâncare pe aici. Băi, după atâta chin, băi, cred că e cazul să mâncăm și noi ceva. De-aia cam târziu intră și noi la bucătărie, vedem dacă găsim ceva de mâncare. Dacă nu, nu. Bine, te-ar mânca ceva? Aș mânca ceva! Ți-e fomică la burtică? Rău! Vedem dacă găsim ceva. Ia să vedem, a venit zbâr cu furculița. Hai să vreau și eu un meniu lipie pui, vă rog. Meniu lipie pui? Da. Cu ce să fie? Hai zi, brate! Vreau să te lași la muncă cu șeri, ia zi! Toate sosurile varzalbă. Asta e ok, ea nu. Aia nu-i varză? Bă, dar e mai multă gălăgie în tristură, hai să văd. Da! Gălăgie, ajutați-i pe acolo, prin scatofi! Ce dorești? Bun, bun! Asta e lipia. Cine are voi? Mamă, mi-o ia, mănâncă în fața mea, nu pot să... Îți dau cu mușteie, merge cineva după, hai zi, da, repede! Da, da, hai zi, ce sosuri vrei? Ce vrei tu, ce vrei? Ce sosuri? Și cu ceapă. O, vreau un salată. Și ciușcă. Ia, ia. Gustul ăsta, zi-mi dacă-ți place. Ia, vărule, ia, 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 zi-a dacă-ți place. Ia zi, e bună, spun? Da. Nu-ți place? Așa, ce mai e aici? Măsline! A plecat clientul. Am dat și faliment, băieți. A furat gogoașa. Stai, dă-și mie, dă-și mie. A furat gogoașa, bă, băiatule. Bă, mâncare bună! Hai, acum dă și mie, ia! Și Denisa, ultima! Deci nu știu de voi, dar eu niciodată n-am câștigat nimic din mașinările astea, din parcurile de distracție și așa mai departe. Și acum este momentul să încerc să mă furișez, să fur ceva de aici. Bă, ce faceți, mă? Vreți să câștigați Adidas-ii? Bă, proștilor, e deschisă ușa, mă! Ia, mă, ia! Mamă, vezi, ne-au prins. Bă, dar l-au prins pe zbâr! L-au prins pe zbâr!